Bun găsit! Sunt Daniel Apostol și astăzi la Jurnalul de Economie vă transmit câteva recomandări care vă vor ajuta să vă feriți de înșelătorii diverse. Protejați-vă identitatea. Oferiți date și informații personale numai dacă este absolut necesar și dacă aveți încredere în persoana cu care vorbiți sau aveți de-a face. Distrugeți datele personale, nu le aruncați pur și simplu. Trebuie să distrugeți facturi, extrase bancare, carduri vechi. Aveți grijă de datele personale la felul uh, cum aveți grijă de banii dumneavoastră, nu le lăsați la îndemâna celorlalți. Să vorbim un pic despre bani, chestiuni referitoare la, la bani. Nu trimiteți niciodată bani niciunei persoane pe care nu o cunoaște sau în care nu aveți încredere. Nu trimiteți bani și nu achitați niciun comision pentru a revendica un premiu sau câștiguri la loterie. Presupusele oferte de muncă prin care vi se solicită să folosiți propriul cont bancar pentru a transfera bani pentru cineva pot fi o fațadă foarte bună pentru o activitate de spălare de bani. Un alt punct, abordarea personală față în față, dacă cineva se prezintă la ușa dumneavoastră, solicitați autorizația, nu trebuie să-i lăsați înăuntru în casă, dacă îi rugați pe aceștia să plece, sunt obligați să facă acest lucru. Înainte de a vă decide să achitați o anumită sumă de bani, dacă sunteți interesat de oferta vânzătorului, luați-vă un timp să aflați informații cu privire la compania în cauză și la oferta în cauză. Apeluri telefonice o altă situație în care ar trebui să vă feriți. Întrebați întotdeauna numele persoanei cu care vorbiți și pe cine reprezintă. Verificați această informație sunând la companie voi vă. Nu oferiți la telefon date personale, mai ales cele cu privire la cardul de credit sau uh, cele cu privire la contul bancar, la contul online, afară de cazul în care voi înși vă ați efectuat apelul iar numărul de telefon este dintr-o sursă sigură. Este mai bine să nu răspundeți mesajelor text sau apelurilor pierdute care provin de la numere de telefon necunoscute. Acum să trecem la varianta e-mail. Nu răspundeți niciodată unui e-mail spam, chiar și cu scopul de a vă dezabona adesea. Acest lucru servește doar pentru a confirma escrocilor că adresa dumneavoastră de e-mail este activă. Cea mai bună soluție este să ștergeți toate e-mailurile suspecte fără a le deschide. Închideți fereastra de vizualizare deoarece prin simpla vizualizare a e ului îi confirmați expeditorului că adresa dumneavoastră este activă. Băncile și instituțiile financiare legitime, atenție, nu vă vor solicita niciodată date cu privire la contul bancar printr-un simplu e-mail și nici nu vă vor solicita să faceți click pe un link pentru a accesa contul dumneavoastră. Nu apelați niciodată un număr de telefon și nu vă încredeți în datele de contact furnizate într-un e-mail spam. Faltă abordare, cea online, instalați un software care vă protejează calculatorul de virus și programe nedorite și asigurați-vă că este actualizat în mod constant. Dacă doriți să accesați un website, utilizați un link semn de carte către respectivul website sau tastați direct adresa respectivului site în browser. Nu accesați niciodată link-uri din e-mail-uri necunoscute. Verificați cu atenție adresa website-ului, adesea escrocii creează website-uri false cu adrese similare celor legitime. Feriți-vă de site-urile ce vă oferă descărcări gratuite, mai ales cele care vă oferă muzică, filme cu conținut pentru adulți, jocuri și alte elemente de conținut, pentru că prin simpla descărcare acestor produse puteți instala programe dăunătoare în calculator fără a fi conștient de acest lucru. Evitați să faceți click pe reclamele pop-up, acest lucru poate duce din nou la instalarea unor programe care nu vă vor face bine nici dumneavoastră, nici contului dumneavoastră. Nu înregistrați niciodată date personale despre cardul de credit sau contul online pe un website despre care nu sunteți sigur că este autentic. Nu trimiteți niciodată datele personale, datele despre cardul de credit sau contul online prin e-mail. Evitați folosirea calculatoarelor publice la biblioteci sau în internet cafeuri în vederea efectuării de operațiuni sensibile, precum operațiunile bancare sau cumpărături online. Rămâneți precaut atunci când folosiți un software care completează automat formularele online. Puteți oferi astfel escrocilor cu ușurință accesul către datele dumneavoastră personale sau către datele dumneavoastră bancare. Alegeți parole ce sunt greu de ghicit pentru oricine altcineva, iar atunci când faceți cumpărături online, printați orice copii ale tranzacțiilor și achitați numai prin intermediul unui singur site care este sigur pentru dumneavoastră. Sunt Daniel Apostol, acesta a fost jurnalul de economie.